Bună ziua, dragi prieteni! Astăzi vom vorbi despre ce conține al 57-lea pachet de ajutor american și despre ofensiva rusească la nord de Kharkiv. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, operațiunile ofensive rusești de-a lungul graniței din regiunea Kharkiv au probabil un obiectiv strategic de a atrage și întări forțele ucrainene pe această axă pentru a permite avansurile Rusiei în alte zone din estul Ucrainei. Potrivit analiștilor militari americani, trupele ruse au lansat o operațiune ofensivă de-a lungul graniței ruso-ucrainene în nordul regiunii Kharkiv în dimineața zilei de 10 mai și au obținut un succes tactic semnificativ. Trupele ruse desfășoară probabil faza inițială a unei operațiuni ofensive în nordul regiunii Kharkiv, care are obiective operaționale limitate, dar are ca scop obținerea unui efect strategic, devierea trupelor și a echipamentelor din alte zone critice ale frontului din estul Ucrainei. Până acum, forțele ruse au lansat două operațiuni limitate în zonă, una la nord de Kharkiv în direcția Lipții și alta la nord-est de Kharkiv lângă Vovchensk, iar Ministerul Apărării al Ucrainei a declarat că un număr mare de grupuri de asalt și blindate rusești au încercat să treacă prin apărarea ucraineană în apropiere de Vovchensk ieri dimineața și că luptele din zonă au continuat după ce forțele ucrainene au respins atacurile rusești. Datele NASA Fire Information for Resource Management Firms din 10 mai indică faptul că probabil au avut loc lupte aprige în și în apropierea așezărilor Strelcea, Krasne, Pilna și Borisivska, iar Reuters a raportat că o sursă militară ucraineană de rang înalt a spus că trupele ruse au avansat la cel puțin un kilometru adâncime în apropiere de Vovchensk. Este posibil ca trupele ruse să-și folosească capul de pod tactic din nordul regiunii Kharkiv în zilele următoare pentru a intensifica operațiunile ofensive și pentru a conduce faza inițială a acțiunilor ofensive, care ar putea avea ca scop împingerea trupelor ucrainene de la granița cu regiunea Belgorod și înaintând astfel încât artileria să poată ajunge până la Kharkiv. Deci vor să demoleze orașul Kharkiv. Cu toate acestea, eforturile limitate depuse în prezent de către forțele ruse nu indică faptul că această desfășurare este o operațiune militară ofensivă la scară largă pentru a încercui și captura orașul Kharkiv. Ziua 808 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al Forțelor Armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 11 mai 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei pe scară largă asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la aproximativ 481.030 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi extrem de grele pe întreg frontul din Ucraina, între care 1.320 de militari, 15 tancuri, 40 de vehicule blindate de luptă și 55 de sisteme de artilerie. Și probabil pierderile rusești vor depăși recordurile anterioare în următoarele zile din cauza ofensivei pe care o duc acum la nord de Kharkiv. În ritmul acesta, rușii vor înregistra jumătate de milion de oameni pierduți pe frontul din Ucraina până la sfârșitul 1 mai. Totul pentru a satisface pofta de pământ și glorie a unor boșoroci de la Kremlin. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii a anunțat acordarea de asistență suplimentară de securitate pentru a răspunde nevoilor critice de securitate și apărare ale Ucrainei. Acest anunț este cea de-a 57-a tranșă de echipamente pe care administrația Joe Biden o va furniza Ucrainei din stocul Departamentului Apărării începând cu august 2021. Acest pachet este evaluat la 400 de milioane de dolari și include echipamente pentru a satisface cele mai urgente nevoi ale Ucrainei pe câmpul de luptă, inclusiv sisteme de apărare aeriană, muniție de artilerie, vehicule blindate și echipamente antitank. Pachetul de asistență include
muniție suplimentară pentru sistemele de apărare aeriană Patriot, muniție suplimentară pentru sistemele de rachete antiaerene NASAMS, rachete antiaerene Stinger, echipamente pentru integrarea lansatoarelor a rachetelor și radarelor occidentale cu sistemele ucrainene, sisteme suplimentare de rachete de artilere HIMARS și muniție, obuze de artilere de 155 și 105 mm, vehicule de luptă pentru infanterie Bradley, transportoare blindate M113, vehicule de protecție împotriva minelor și ambuscadelor MRAP, remorci pentru transportul utilajelor grele, rachete cu urmărire optică și ghidate TAU, rachete Javelin și sisteme antitank AT-4, muniție de aviație de înaltă precizie, rachete antiradar de mare viteză HARM, arme de calibru mic și muniție suplimentară pentru arme de calibru mic și grenade, muniție pentru detonare și echipamente pentru deminare, bărci de patrulare de coastă și fluviale, mijloace de protecție chimică, biologică, radiologică, nucleară, piese de schimb, muniție de antrenament, întreținere și alte echipamente de sprijin. SUA au anunțat recent un pachet de ajutor militar de $1 miliard pentru Ucraina. Ca parte a acestui pachet, armamentul este deja pregătit pentru expediere în avans. De asemenea, Pentagonul a anunțat $6 miliarde pentru achiziționarea de arme pentru Ucraina. Deci Ucraina nu este lăsată singură, ea este ajutată în momentul de față puternic de Statele Unite și de țările din Uniunea Europeană. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta!